De fiecare dată când mă culc uitându-mă la videoclipuri pe YouTube, mă trezesc cu videoclipurile lor, care construiesc structuri incredibile folosindu-se doar de mâini și de materialele găsite în natură. Dar în loc să mă culc, oare dacă aș încerca și eu? Așa că am ales să recreez videoclipul lor cel mai vizionat cu 173 de milioane de vizualizări. Trebuie să tocmai ce m-am trezit, sunt aici în locul în care vom construi casa. Mai exact la 15 km de mine. Și putem începe adevăratele lucrări la casă. Vom folosi acele frunze pentru acoperiș. O piscină săpat frumos, umplută, va arăta super, super tare. Curioșilor, zona era plină de șerpi și chiar dacă nu vedeți, îmi era foarte frică. Nici nu știu de ce mi-am pus mânuși, oricum erau rupte. Lăsăm la o parte faptul că în pustietatea aia nu aveam nici măcar o sticlă cu apă. Asta vom avea nevoie un pic mai târziu, cred că pentru acoperiș. Dar momentan aș vrea să îl pun în grămada asta de aici. Da, Costi, grămada din care o oră mai târziu a ieșit un șarpe cam așa de gros. Bun, am dat puțin iarba la o parte. După cum vedeți, am rupt și pomul ăsta. Mai sunt câțiva. Vreau să fac un fel de dreptunghi așa. Mai exact baza de unde va începe construcția casei. O să eliberez toată zona asta. Deci mai am de tăiat un pic pe acolo. O să tai, cred că până aici, unde sunt merele astea stricate pe jos. O să vin așa și un fel de dreptunghi ca să săpăm șanțul după pentru mini piscina de lângă casă. Am pregătit aici cazmaua, târnăcopul, am o sapă pe aici pentru iarbă. Mai am încă o lopată asta. Vecinul, dacă vezi videoclipul ăsta, mâine ai lopata înapoi. Și maceta asta o să tai restul pomilor. Deci aici e o treabă destul de serioasă. Trebuie să iau grămada asta de aici, să o pun unde am pus pământul. Așa că nu mai are rost să vorbesc, ca să mă apuc să fac că mă prind de noapte. Acesta îl vom folosi pentru acoperiș, mai ales că are foarte multe frunze și chiar ne va ajuta. Zona a început să se elibereze, mai avem de scos chestia asta din pământ, resturile de la pomii pe care am tăiat și pomul ăsta mare, da, foarte mare, pe care o să fie destul de greu să-l tai, mai ales că na, e destul de gros. Și mă gândeam cu frunzele de acolo să facem acoperișul la casă, mișto. Trebuie să fim foarte atenți să nu cadă, uitați-vă cât de înalt e. Cam așa arată zona. Doar eu și câteva găini care nu știu ce căutau acolo. Și nu eram doar fără apă, nu aveam nici măcar. Dar destinul a ales ca lângă mine să fie o cabană care să mă motiveze să continui și să-mi construiesc propria mea casă în pădure. Pentru construire
construirea casei este aproape gata, doar că au mai rămas niște șanțuri, după cum puteți vedea. Sunt niște locuri în care e mai puțin pământ și aș vrea să nivelez, să pun pământul de aici, de unde vedeți că este puțin mai mult, să-l pun aici și să creez o zonă perfect dreaptă ca să nu existe probleme atunci când facem piscina și aș vrea să rezolv chestia asta. Acum mi-am decărat iarba aia, trebuie să o duc în grămada de acolo. Oboseala se simțea foarte tare, dar eu nu aveam de gând să renunț. Aici deja începusem să dau forma casei care să semene cât mai mult cu un dreptunghi. Fundația, să-i zicem așa, casei din pădure începuse să prindă formă. Cu ajutorul unei greble am nivelat tot pământul de lângă casă. Am folosit niște frunze pentru a crea un fel de covor. Și ultimul upgrade a fost podul care ne va ajuta să trecem fără să ne udăm, evident, de piscina care va urma în episodul 2. Și așa arată casa din pădure după primul episod. În episodul 2 vom face zidurile, acoperișul și foarte multe alte chestii, cum ar fi piscina. Așa că nu uitați de like, de subscribe. Ne vedem data viitoare cu ceva și mai mișto. Așa că rămâneți pe acest canal. Eu sunt Costi Curiosul și salut! Thank you for watching.